Opa, stai că cred că am un crap acolo. O fi crap ăsta, în sfârșit? Primul crap, la fund, cred că. Primul crap al zilei. Yes! Vino mai încoace și el, că nu pot să ți-l aduc acolo. Să nu cazi de pe ponton. Mamă! Hai mă, prinde-l! Prinde-l, pâinea! Bă, omule, ți-am zis să pui ăla aici, că ți-l ia, frate. Ești culmea, mă, și tu. Acum ai avut, du-te pe pontonul ăla, ridică-te și du-te pe pontonul ăla. Și te-am zis să pui suportul aici pe pământ. Uite cum ți l-a făcut, vraște. Hai pe ăsta la alt ponton, pe ăsta la alt. Hai pe pontonul ăsta, ai grijă. Hai, hai pe ăla la alt, că văd că firul se tot duce încolo. Așa, nu te grebi că ai textilul, stai să aduc ăla, minciogul. Mamă, frate. Și am zis să nu-și pune suportul de la senzor pe ponton, că el trage. Ha? La agățătură. Stai, stai, că ți oricum ăsta nu ți-l rupe, nu te grebi să nu rubăți. Ha? E crap? Da. Hai că al treilea poate cu noroc. Nu pot să cred. Tot la porumb, așa-i? Da. Nu pot să cred. Atâtea ghinioane câte am avut azi, balta asta, în viața mea n-am mai văzut, frate. Fire rupte, monturi pierdute, plimbat pe balte, cu bagajele, cu... groaznic. Groaznic. Ce ai, mă? Ce ți-e frig? Dar nu l-ai auzit ăsta sau de ce n-ai ieșit? Nu. Știam că l-auzam. Nu ieșeam. Nu, a venit cu peștele.
Am firul textil cam gros, cam subțire. E ăla de spinning. Sper să reușesc să-l scot. Sper să nu mă tragă în apă. Mi-aduci minciocul, te rog. Ha? Pe a tău, da. Ciortan, da. E rău. Ciortanelu. Ți-am zis că-s răi ăștia. Săracu Fidel. Deci ce culoare au ăștia, frumoșes. Ciortenelul și bucata de pâine. Băi, nu mai stă așa încozat. Fain ciurtan. Nu, n-am apucat să fac o introducere ca lumea, să zic așa. Dar așa pe scurt, povestea ar fi că am venit aici la Petroșan să duc mașina la service. După câteva pățănii pe la serviciurile și meseriașii din Deva, m-am hotărât să vin tot aici, la lângă Petroșan, la un service unde am mai fost și tot timpul totul a fost în regulă. No, dacă tot am venit, normal că mi-am luat și lansetele, am venit cu Cristi. Ne-am întâlnit acolo la service, de acolo am venit cu mașina lui împreună aici. Aici am dat un pic la pâine, am prins un crab, după aia am zis să încep și la feeder. La feedere am prins câțiva carași. Și eu și Cristi, cred că și acum am un caras agățat. Dar e rău că... Nu, e ciudată vremea. O să pescuim și pe noapte. Să vedem, poate o fi mai bine. Poate se schimbă, totuși vremea se face mai faină și poate încep și crapii să treacă, că deocamdată doar la pâine au pus botul și și acolo doar unul. Asta e. Ce, te plouă? Nu, dar a venit. O să-i că îmi bag. Ce să faci? Să îmi iau senzorul să pun pe senzor. Opa, stai că cred că am un crap acolo. Fi crap ăsta, în sfârșit. Ia uite, mă. Tot caras, mă.
Incredibil, mă. Cum o tras, am zis că e crap. Pe adevăr, e un caras fain, da. Of. M-o speria. M-o speria nebunul ăsta. Hai că-i faină vremea de plajă. Umbrela ai? O să se aducă. Da, cred că și în asta din stânga e carasa agățată. E agățată, în asta era. Prima oară n-aia din stânga, da? Bă, de asta, așa o treaz, ne-am zis că e crap. La mine, poți să trag ăsta. La... Oricum nu cred că mai ține mai mult de o jumătate de oră pe asta. Bă, bine ar fi că m-am cam săturat de ploi, de... Frig, de... De frig, de vânt, de... De toate. De acolo? Nu. O caraș ori mai mânca cât de cât. O pleca carașii de acolo de la tine. Nu, două boabe de... Ai pus boabe mai mari să nu mai țin între carași. Acolo nu știu dacă o pica pe substratare, dar acum asta e. Ia să vedem. No, deocamdată trag carașii bine de tot. Ia uite. Cam cărășei, dar nu. Sunt bun și ăștia. E cât de loc. Ia uite. Hai că parcă se mai înmoaie vântul. Crapii încă nu ne vizitează la feeder. Domnul Carasu, cred că. Frumos carasul. Asta a intrat la o fumigere de porumb. Asta. E agățată, a? Trage așa încet, cu răbdare, poate se taie.
Cum? Nu mai da acolo, dacă ai pierdut două monturi deja. Cred că tot în ăsta din dreapta e agățat un caras. Ia. Băi, carasule. Ia uite, cărășelul. Cred că n-am în două bețe. Am câte un caras agățat. Hai ploaie, du-te. Ia uite, bă. Ia uite ce-și face carasul ăsta de cap aici. Cred că de când a început ploaie, acum 15 minute tot e agățat săracul. Să-l scap de chin. Asta e fain. Asta e chiar e fain. Ia uite. Asta da. Hopa, mă, stai cu minte. Ei, așa da. Fugi înapoi. Cred că și în ălalaltă am caras, dar trebuie să-mi fac nada acum. Interesante vremea să se calmează, așa iar vine ploaia, iar. Hu, ăsta s-a dus. No, bun, ăsta nu-i nimic. La tine mai intra vreunul? Acum mai intră. Uite și tu ce. Așa nu mă lasă ce-l dă. Dar nici în ăsta nu mai am popa, păi l-a luat. Azi că intră și crapul, azi mâine. Da, ui cum s-a făcut acum. Peste 10 minute iar ne plouă. Băi, dar carajele ăștia sunt nesimțiți rău. Cărășelul. Nu se știe. Dacă ai noroc să se ducă în dreapta, încolo, în sus. Da, dacă o ia în dreapta, mă duc unul, mă duc pe pontoar.
Că mai înainte mi-o rupt, poate acum nu mai rupe. Că asta pare mai mic oricum. Hai mai așa, încet, 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 hai încoa. Hai pe după stuf, pe după papură. Te-ai scos așa încet, că altfel rupe și ăsta. Vii cu minciogu, te rog. Hop, așa. Hai băiatul. Sper să reușesc să scop pe parterul s-o lățat. Lasă că-l scot, lasă după minciogu. Uite la băț tu că poate să-l trage și ție în apă. Poate ți-l lasă așa, e bine. Nu cred că pot să scomă. Bă, ce tare e papura asta. Hai mă, ieși de acolo. Bă, măi, nu știu ce papură e asta, măi, e așa de tare. Nu cred că reușesc să scot. Câte ghinioane câte am avut azi, balta asta, în viața mea n-am mai văzut, frate. Fire rupte, monturi pierdute, plimbat pe balte, cu bagajele, cu... Groaznic. Deci groaznic. Asta e seara, de-abia început. Sper să mai prindem. Că acest zi am avut. Speranțele sunt mici. Le fac montura și sper să nu mai rup. După câteva rateuri frustrante, adică mie cel puțin mi-a rupt de două ori, lui i-a rupt odată. Acum o să încercăm și pe noapte, la pâine. Încă umblă ceva pești mari pe aici, prin mal. Să vedem dacă o să avem noroc să și scoatem unul. Mi-am refăcut și o montură. Pun un pop-up pomigenă. Nu știu ce să zic, sper să mai tragă, dar cât ghinion am avut azi. Dacă nu merg lucrurile, nu merg, mă. Când nu merg lucrurile, nu merg. O saltă o făcut.
face senzorul ăla că se termină bateria, dar o să schimb imediat. Ce? Mă hătăi de câte ori scuta. Păi, trebuie un pic umectată, știi? Da. Uite așa fac. Așa de bine. Aproape că e mare apa aici. Adică, nu. Nu-i chiar adâncă, dar... Stai. Bă, da. Nu, mă, când încep ziua cu ghinion, astăzi... Adică ziua am început-o bine, dar... Da. Când ți-o aranjează cineva, așa se întâmplă. De dimineață? Da. De ziua am început-o cu un pește și am fi prins mulți pești dacă nu... Asta e situația. Asta e situația. Mamă. Da, mă, fii atent la pâine, mă. La pâine, mă. M-am și speriat când a tras. La pâine noaptea, aici, primul pește, prima oră când dau așa. Fii atent, mă. Ce tare. Ce tare o tras, am crezut că mi-o tras la feeder. Și eu la fel, feeder mi se deschipa aia, la cot. Aolai, cred că iar o intrat în ceva, din aia țapănă. De nu mai iasă. Aha, uite, uite, uite. Stai, că iar a intrat un din asta. Bă, stai rău astea, mă. Ăla-i, mă. Fuh, la pâine, primul prins noaptea aici la pâine, frate. Incredibil. Ia să vă. Ciortenel frumos ca ăla de pe zi. Super fain. Nu, nu mă așteptam să tragă la pâine noaptea, aici. După cât ne-am chinuit în seara asta să prindem la pâine, până la urmă, uite că am reușit pe noapte. Adică aș mai fi prins la pâine, dar mi-a rupt. Că și ăsta, dacă aveam și un copil de noroc, îmi rupea și ăsta. Asta e. Bun. Deci iată că se poate să tragă și noapte la pâine aici. L-ai luat? Da. Nu l-ai luat, mă. Ți-o rupt. Bă, ce se întâmplă, mă? Ce mă scurie? Ha? Nu știu. Nu rupte. Dar tu ești sigur că a plecat? Nu am zis mulineta. Bă, scoate un feeder și pune pe senzor, că... Știi cum s-auzi mulinele cum pleca cu mulineta? No, partea bună e că înseamnă că mâncă și noapte la pâine. Îl pui pe senzor, știi? Ca să... Că ți-ai, să acolo riscul să ți se agați un caras, să aștepți degeaba. Da, da, scoate un feeder și pune ăla pe senzor. Păi da. Deci, parcă am auzit și eu, dar e ciudat că nu s-a agățat. Dar partea bună e că trage, ți-am zis. Asta e, ok. Da. Hai mă, prinde-l, prinde-l, pâinea. Mamă. Bă, omule, ți-am zis să pui ăla aici, că ți-l ia, frate. Deci culmea, mă, și tu.
Acum ai avut, du-te pe pontonul ăla. Ridică-te și du-te pe pontonul ăla. Și trebuie să pui suportul aici pe pământ. Uite cum ți l-a făcut, vrajte. Hai pe ăsta la alt ponton, pe ăsta la alt. Hai pe pontonul ăsta, ai grijă. Hai, hai pe ăla la alt, că văd că firul se tot duce încolo. Așa, nu te grebi că ai textil, stai să aduc ăla, minciogul. Mamă, frate. Și a zis să nu-și pune suportul de la senzor pe ponton, că el trage. Ha? Se la agățătură. Stai, stai, că ție oricum ăsta nu ți-l rupe, nu te grebi să nu-l rubăți. A ieșit? Ia de-o un pic la mine. Lasă-mă pe la mine. Vezi, asta e cea mai urâtă papură. Da. Of. Hai mă. Hai mă, ieși. Bă, omule. Eu ți-am zis că ziua asta, de, partida asta de pescuit, bă, nimic nu a mers, mă, cum trebuie, nimic. Nici mie, nici ție. Mai mult mie. Stai că... Iasă. Trebuie grijă să nu îți rupă bățul, știi? Să scoatem peștele. Mai trebuie grijă să nu pic de pe ponton. Nu mai am. Fii atent că, cred că... Fii atent că mai e și peștele, mă. A? Cred că mai e și peștele. Incredibil, mă. Ia, stai că mă duc eu pe pontonul ăsta. Ia minciocul și ai încoa. Dar s-o băga, mă, că... Ai avut mare noroc că nu ți-o lua bățul. Nu știu dacă mai e peștele, sincer. Deja al doilea a scăpat de tine. Uite un caras. Uite-te pe unde ți-o băga, frate, firul. Uite-te și tu cum se duce firul încolo. Deci ți l-a înfășurat? Da. Și l-a înfășurat prin toată papura asta, mă. Incredibil, mă. Dar tu cred că l-ai și lăsat să se ducă. Nu prea ai avut frâna strânsă. Ba da, a fost strânsă că îmi luau senzorul cu totul. Nu mi-ai dat să-i moale, știi? Cum o lăsam eu. Hai. Nu mai e, cred că peștele. Peștele nu cred că mai e, da. Nu mai e. Sigur. Uite, vezi? Nu mai. S-o rupt aia, dar peștele nu mai e. Uite, ai cârligul, vezi? Deci al doilea peștele a ta și de tine, doi de mine. Băi, suntem tari, mă. Cea mai tare partidă. Nu știu câți pești am scăpat până acum. Doi mi-au rupt la pâine, unul la feeder. No. Hai ia, ăla și ăla și haide, relansează că poate al treilea o să fie cu noroc. Da, uite, cârligul e... în regulă cârligul? Da, uite. S-o împleticip aici. Să dă-te după... După stuf. După stuf. Uite-te și tu, cât ți-au venit, 30 de metri în puii mei. Ghinion curat, frate. Ha? Emoții. Păi emoții, dar și ghinion. Asta e. Asta e crab, nu te grăbi.
uite și prima ce vorbi. Dar nu, nu lăsa să facă ce vrea el, știi? Ține-l un pic. Dar nu tare, numai un pic. Că dacă las să facă ce vrea el, se bagă în iarba aia, în agățituri. E și cârligul, a? Da. Știi de ce? Că se tot freacă, mă, are de ce să se frece, de iarbă, de cioate, de stuf din ăla vechi, știi? Da, nu, cârligul nu are nimic. Și iasă din gură. Na. Bă, și numai ce să-i ca aștept ran de la nafida. Aia, bun ranul, dar uite, vezi că ghinion. Tu ai dat cu, ăla cu numărul 12? Ăla mic, da. Pune ăla mai mare, da. Ai cu volan de... Băgai și feeder-ul. Hă? Băgai și feeder-ul celălalt. Îi crap? Da. O, hai că al treilea poate cu numărul... Secret. Tot la porumb, așa-i? Da. Deci nu pot să cred. Îl ai? Lasă-l un pic, să vedem, poate iasă. Și poate iasă singur. Slăbește firul de tot. Așa, lasă-l un pic. Dar mai simți? Mai lasă-l, mai lasă-l, poate iasă. Da. Lasă bățul în jos, că uite, vezi că încălții în tensiune. Așa. Înseamnă că... Îți ceva agățături acolo. Nu, cred că nici peștele nu mai... Nu mai... Câți pești aici în fața ta? Da. Du-te mai încolo, mai spre față, capătul pontonului, știi? Să ai control ca lumea. Nu-l grăbi. Lasă-l acum încet.
se bage, dacă vrea, neapărat, opa. Dă-i fir, dă-i fir. Iar îți rupe. Nu, a zis să-i slăbită mâna. Păi, tu dacă nu vezi că și-a fir, înseamnă că nu-i slăbită. Știi, și iar îți rupe. Lasă-l acum, se ducă unde vrea, asta e. Oricum e pe scală, dar aici. S-o băgat în agățătul ăla din stânga, unde mă tot agăț eu, cred că. Sau? Bă, o fi unul dintre ea mari, mă. Știi? Nu-i vreau să-l lasă să bage. Păi, dacă n-ai ce să-i faci. Ui, ce răcoare s-o lăsă. N-ai ce să-i faci dacă se duce. Oare trebuie să mergi pe pontonul ăsta alt? Că eu văd că firul se apropie de ponton. Știi? Fii atent. Oare poți să vii pe pontonul ăsta? Că eu văd că se apropie de ponton și aici, lângă, chiar lângă ponton, astea, vezi? Uite firul tău, e pe aici. Uite, hai aici sus, hai sus aici. Uite firul tău. Vezi pe unde a venit. Ai grijă la astea de aici. Uite la aici. Îl văd, ai grijă la astea. Hai, te rog frumos. Te rog frumos, hai. Bă, da. Hai, lasă că... Se ridică-l, mă, nu lăsa. Așa. Doamne ajută. Și te chinui pe asta și uite, te ia de 2 kg. Și ce rău. Nu vezi? Ce rău. Super rău. Și pe mă. Uite ce-ai pus, ce monturi-i făcui. Bă, cu momitor. Bă, ce te chinui. De ce înseamnă un lac cu apă curată, oxigenată? Uite la ce pupa. Da, la pupa bol, la știu. Fai, nu vezi ce gură mică are. Și ce rană. Ran de ran și drill de drill. Am zis că e vreunul dintre ea mare, așa te chinuit. Mamă! Ran de ran, a? M-a să-l și pot scoate, dar nu cred că mai scot, că s-a dus în agățăturile vieții. Mamă mie, era să adorm. Da. S-a dus direct în agățături. Hai, să reușesc. Da, asta e în agățături. De asta e foarte dificil, mă, la lacul ăsta. Da. Mai cum, aici în mal am dat și uite, deja s-a dus, cred că până în... Da, păi, că firul ăsta... Da. Doamne, să poți să-i scoți mântura, măcar. Nu. Nu mai scot nici mântura, nici nimic. Mai am eu. Ca de alea de 80 de grame, de 60 nu cred că pui metodul.
Nu, dar cred că nu mai pun nimic și mă pun la somn. Momitoare, mai am niște momitoare de la mic. Cum am avut eu acolo. Nu mă, dar nu că... Vreau cu o agățătură. Trage, uite-te și tu, l-am dat aici amal și s-a dus deja în... Ce fain, frate. Să-ți iau pe o noapte grea. N-ai ce să-i faci. Nu vreau. Ah, că a venit un pic, dar peștele nu mai e oricum. De-aia s-au agățat în alte agățături. Hai, mă. Plin, mă, plin de agățături, mă, omule. Caras. E caras de-l încolo. Of. Bine, mă. Hai. Tai-o. Bă, dar ce mic e cârligul ăsta tău, mă. Ce mic e. Ce-mi face carasul la ora 3 sau cât e 4, ia uite. 3 fără 20. Oooo, cum mă lasă să dorm carasul, cred că le... Dar aici sau că îl scot și mă pun la somn. Uite-te și tu. Nu, că i-am pus și porumbul, dar degeaba. Cred că trebuie să-i pun boilers. Bă, și nici nu-s mari măcar. Ia vezi, mă, că mă-ți... Dacă ar intra și la fil, măcar. Caraș. Da. Nici nu mai pun nada. Asta-i. Dar l-ai auzit, nu? Da. Dar nu-i mare. Nu-i cum e că facem noi.
Ceață. La cârligul meu mic care e. Mamă mia, mă, da, ce te ține pe tine ăștia de un kil. Hai că-i calumea, ia. Așa. Ia, are un kil jumate. Ce zici? Da, te pinci din gura. Tu ai călizele alea mize, știi? Ieși din gura. Mamă, frate, dar unde sunt? Stai, mă. Păi, e bun. Nu ieși, mă, vin chel spre mal. Cum face? Hai, mă. S-a dus minciogul.
Bun. Ce ai, mă? Ce ți-e frig? Dar nu l-ai auzit ăsta sau de ce n-ai ieșit? Nu. Dacă l-auzam, nu ieșeam. Hai, mă. Stai să stai. Hai că nu mai stăm, mă, să iasă soarele ca lumea. Și o luăm. Ne-am făcut de blau, ne-am pierdut metodurile. Aproape uitați-mi cum îi se pierd 4, 5, 6 monturi. Nu am pierdut niciodată. Metoduri. Da, ba, maxim două dacă am pierdut. Unde mă duceam era curat. Să vedem acum cu bagajele. No, gata, am terminat partida. Mergem cu mașina să ne luăm bagajele. Deci a fost o partidă chiar frustrantă, rău. Foarte frustrantă. Am avut rupturi, pești scăpați. No. Pe zi ne-am mutat de pe o parte pe alta cu toate bagajele. Deci, a fost o partidă grea. Așa semi-ratată. Dar trebuie să recunosc și eu că nu am venit destul de pregătit. Deci nu am venit destul de pregătit. Trebuia să vin cu bățul pe care am molineta cu fir textil și atunci la pâine pescuiam liniștit, nu mai rupea de 3 ori. De 3 ori sau de 4 ori, mă rog, incredibil. Nu merem, luăm bagajele de acolo. Sunt pescari prin caraj foarte fain la plută, dar nu mai am chef să stau să dau și la plută. Din cauza carașului n-am prea dormit azi noapte, dar apoi ne-am hotărât să mergem spre casă. Că sezonul e lung, avem timp să mai venim. No, asta a fost. Până la următorul clip, v-am salutat. Cum e? Vrea aici la plută? Trage roșioară. Îmi bag până la el. Eu ți-am zis, cam un pic cu vreo 5 metri mai în spate de pluta unde o ai acum. M-a nenorocit caraj. Am tot dat cu metodul, așa am ne zis. Da. Ia uite. Deci ai roșioare. E roșioare, nu? Bagă-ți-le tu pe ale tale, păi da, dedesubt, ca să le pună deasupra. Cu porumb? Poftim? Cu porumb azat. Nu, cu nadă. Nu, la ce ați la porumb? La porumb artificial. A. La popa, poți, la orice o intră. La orice. Păi n-am putut să dea și plecăm acum, că n-am putut să dormim azi noapte. Cum? Da. Dar ceva mare ca lumea nouă. Nu a venit niciunul dintre aia mari bătrâni. Asta e.
alte carafe. Ia uite, au pană scăpată.